Păsările domestice constituie sursa de hrană cea mai acceptată de populație, deoarece atât carnea lor, cât și ouăle sunt produse alimentare de neînlocuit pentru toate vârstele. În același timp, îndeletnicirea creșterii păsărilor constituie o importantă sursă de venit atât pentru crescătorii care practică sistemul extensiv de creștere în mica gospodărie, dar mai ales pentru cei care practică sistemul intensiv în marile ferme. Toate aceste avantaje ale creșterii păsărilor sunt condiționate de prevenirea și combaterea bolilor care, în cazul existenței lor, pot duce la pierderi economice foarte mari și falimentarea gospodăriilor. Între multiplele boli la păsări, care pot avea etiologii diferite, amintim parazitozele. Cum ar fi bolile infecțioase, produse de microbi, tehnopatiile, consecința a deficiențelor de nutriție și microclimat. Bolile parazitare produse de paraziți, cu localizare corporală internă sau externă. Parazitozele au o pondere însemnată, deoarece prin evoluția lor mai ales cronică, dar și acută și subacută, duc la decimarea în timp a efectivelor de păsări. Paraziții la rândul lor sunt sistematizați în mai multe grupe, în funcție de dimensiunea și forma lor, de ciclul lor vital, care poate avea în stadiile lor de evoluție mai multe gazde de speciile de animale și organul parazitat în stadiile larvare sau adult, de acțiunea lor patogenică. Astfel, paraziții sunt grupați în următoarele categorii principale și anume. Protozoare, organisme unicelulare, de dimensiuni microscopice, fiecare denumindu-se în funcție de genul parazitului care afectează în principal sângele cu organele hematoformatoare ghemosporidii, tubul digestiv cu organele anexe, ficatul coccidii histomonas, precum și alte țesuturi mușchii sistemului nervos sarcosporidi. Trematode, din categoria viermilor lați. Pladel mintes, de dimensiuni microscopice în stadiile foarte tinere și macroscopice se văd cu ochiul liber, în stadiile de adult, între care amintim prostogonimus, care parazitează la pasăre și afectează oatul. Paraziții din această grupă au un ciclul lor de viață stadii care au loc în melcii de apă sau de uscat. Cestode, tot din categoria viermilor lați, dar segmentați de dimensiuni mici câțiva milimetri cu localizare în principal intestinală. Principala sursă de infestare o constituie gazdele intermediare, arthropode, aranide care au picioare articulate și corpul format din două segmente, cefalotorace și abdomen, din care fac parte agenții etiologice ai răilor Cnemidocoptica, la picioare și pene, la minosiptică subcutanată, căpușele gamaside, argaside și exodide. Arthropode insecte, care au picioare articulate și corpul format din trei segmente, cap, torace și abdomen din care fac parte mai multe genuri de insecte parazite malofage, care toacă penajul. Atât am avut de spus în acest videoclip. Tu încearcă să mă ajuți cu un like mare la fiecare video, cu o abonare la acest canal, cu o distribuire în social media și cu alte clipuri de vizionat. Mai ales că la finalul fiecărui videoclip vei găsi alte patru videoclipuri pe care poți să le vizionezi.